Să nu o să anunț. Binecuvântat să fie Domnul! Amin.
Vă reamintesc mesajul versetului 18 din Matei, capitolul 16, unde Mântuitorul a spus: Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul ce l-am să fiu cu dumneavoastră în această zi, când suntem cu toții, cred, năpădiți de multe amintiri. Evident că nu trăim din amintiri, însă nu putem să nu recunoaștem ocrotirea lui Dumnezeu de-a lungul anilor. Amin. Și să nu-L binecuvântăm pe Cel care ne-a luat pe brațe și poate să ne mai poarte de grijă. Amin. Ne-a promis asta și El este credincios cuvântului Său. Amin. Suntem aici, deci nu să trăim din amintiri, nici să sfințim ziduri, însă vrem pentru toate să mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Și lăsați-mă în câteva momente să mulțumesc lui Dumnezeu pentru amintirile frumoase ce Dumnezeu le-a semănat în inima noastră, pentru primele predici, pentru primele rugăciuni, pentru primele cântări și mai ales pentru frații care, cu respect, cu dragoste, ne-au cules pe cei mai tineri, ne-au dus într-o parte în alta, în slujire. Sigur, nu voi pomeni astăzi numele lor, tot din respect să nu-i uit pe vreunul, dar și să folosesc cât mai judicios timpul, însă mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Cred că amintirile din acestea sunt în inimile noastre ale tuturora când ne gândim la biserica aceasta, la lucrarea Domnului de aici. Apoi, nu putem să nu amintim și imediat ce am sosit aici și am văzut ușa deschisă, am ținut să revăd coloarul acela care era aici. Nu l-am mai revăzut, dar în mintea multora mai este. Într-o zi de martie, în 16, după mai multe seri de rugăciune și de stăruință peste Someș, știți dumneavoastră unde? După ce au suferit și au cheltuit și au plătit frații că asta ar fi fost ceva foarte grav pentru legislația în vigoare a celor de atunci, Dumnezeu ne-a binecuvântat să ieșim pe coloarul acela mai bine de 80 de tineri. Și amintirile astea nu le poți uita. Fie ca Dumnezeu să continue să înmulțească biserica. Amin. Nu în ultimul rând, în această zi am amintiri adevărat mai puține, eu că nu sunt așa de vechi, despre faptul că biserica aceasta este o dovadă a rezistenței împotriva comunismului și a regimului ateist. Zidurile acestea și lucrarea pe care oamenii de atunci, frați și surori, cu îndrăzneală, cu dăruire, au stat în bătaia vântului, sunt o dovadă că nu ei au biruit, ci prin ei Dumnezeu. Însă trebuie să recunoaștem asta. Acum vreau să vă spun că dacă atunci a fost un anume fel de examen, nu este mai ușor, ci dimpotrivă e mai aspru examenul din vremea democrației. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea izbândă celor care înfruntăm vijelia acestor vremuri și fie ca cel care a dat biruință în vremurile apuse, într-un anume fel, însă ele continuă, cel puțin din punct de vedere practic, și în vremurile acestea, aș vrea să ne dea biruință oricât de aspru ar fi lupta și vremurile în continuare. Timpul meu s-a epuizat însă, pentru că sunteți într-un anume fel o biserică mamă și m-am bucurat să văd pe cei încărunțiți ca părinți, unii au slujit, alții mă bucur să-i ascult în continuare. Aș vrea să închei cu doar câteva fraze care vorbesc de câteva gânduri ale unei posibile predici, tot cu litera M, că e vorba de o biserică mamă. Dacă atâtea binecuvântări și amintiri frumoase avem, să nu uitați niciodată să mulțumiți lui Dumnezeu. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Mulțumiți lui Dumnezeu în toate vremurile. Cel de-al doilea gând este să măriți prin laudele voastre numele Lui. Eu am citit din
Evanghelistul Matei că biserica este a lui și dacă este astăzi în viață și ca entitate spirituală biserica, este că la cârmă este Hristos Domnul. Așa că să-L măriți pe El prin tot ce faceți. Și nu în ultimul rând, dar în ultima mea frază în această dimineață. Mergeți înaintea Domnului, pentru că El va reveni într-o zi. Știți că El nu umblă pe toate drumurile. Știți că nu toate cărările sunt cărările Lui. El va veni într-o zi și El vine pe cărările sfințeniei, ale smereniei, ale ascultării de Cuvântul Lui Dumnezeu. Și dacă suntem biserica Lui, vă reamintesc ce spunea Apostolul Iubirii, și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino Domnul Iisus. Ei bine, dacă Îl iubiți cu adevărat, mergeți înaintea Lui pe aceleași cărări, ale sfințeniei, ale smereniei, ale ascultării de cuvânt, și dacă vom avea sau nu de suferit, asta până la urmă e normal, nu? Vai de noi dacă nu vom avea de suferit. Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul Lui să fie cu noi cu toți. Domnul să binecuvinteze slujitorii de aici și pe noi pe toți. Amin. Nu spuneți că Domnul întârzie mult, când eu Îl aud cum revine în gloria Sa peste alumii tumult, la cer să mă înalțe cu Sine, să-și ducă poporul cel răscumpărat prin jertfa iubirii supreme, ce până la sfârșit pentru El a răbdat, bat jocuri și chinuri prin vreme. De unde știi oare căci El e pe drum, Fecioară ce aștepți al tău mire? Aceasta chiar inima-mi spune acum și sufletul plin de iubire. Căci El cândva pentru mine a murit pe crucea de lemn blestemată, să-mi dea o speranță și un gând fericit și dorul de o viață curată. Când toate rămân tot așa cum au fost de mult la începutul zidirii, credința ta sfântă nu-și are vreun rost pe plaiurile întinse ale firii. Te duci deci, Fecioară, și tu să petreci cu altul ce-și ține cuvântul, căci mirele tău a plecat pentru veci, uitându-și de tot jurământul. Nu-mi spuneți că mirele meu este mort, căci El din mormânt înviata, iar din aceea zi eu în inima-L port și strig neîncetat Maranata. De-ar fi înainte, oricât să-L aștept, în veghe mereu voi rămâne. Și odată cu lacrimi, căzându-I la piept, în rugă-I voi spune, Stăpâne, atâtea furtuni m-au bătut și am plâns de corul iubirii curate. Și eu doar o mână de spice ți-am strâns pe miriști de grâne bogate. O, iartă-mi, Iisuse, puținul adus de roade adunate cu trudă, din lumea în care doar Tu m-ai condus, când lupta era tot mai crudă. Nu-s vrednic, știu bine, de acest har al Tău, trăit am o viață stricată, dar ca și tâlharul, venit am și eu cu haina în sânge spălată. De aceea, smerit Te ador și mă închin ca blândele raze de soare, unit pentru veci cu parfumul de crin și a Ta nesfârșită îndurare. Amin. Amin. Amin.